Salut, salut! Ce ziceți, mai frumoși? Toate bune? Sper că sunteți bine. Să trecem și noi prin chestia asta. Cu COVID-ul. Cât mai repede. Stai că până pun eu suportul de telefon, mai durează 16 ani. Așa. Să prindem și asta. Stai mă și tu așa. Nu cred că o să stea foarte drept. Nu știu ce are suportul ăsta. Și am mai dat și o grămadă de bani pe el. E și original de la Samsung, na. Că le fac antireclamă, fut-o în gură să-i fut. Și am zis, bă, îl iau, nu-l iau. Hai să-l iau, că e Samsung, e original. O fi șmecher și el. Numai probleme îmi face. Numai probleme îmi face suportul ăsta. Mereu pică, mereu. Când ți-e lumea mai dragă, s-a dus pe pulă. Ba îmi pică telefonul, ba pizda mă-si. Mai bine luam un Changshbang de ăla din China cu 2 euro. Bă, hai că ăsta intra mie, n-avea nicio treabă dacă nu-l clasonam. Handicapasă-mă câte unii. Vă ziceam, mai bine luam un suport Zhang Jiang de la din China, al pizdii. Și eram mai câștigat. Măcar știam că n-am dat o grămadă de bani. Pe ăsta am dat, nu mai știu, 80 de lei, 100 de lei. Oricum mulți bani pentru un simplu suport de telefon, de lipit telefonul de geam. Tocmai că am zis, bă frate, Samsung e firmă, e pula mea. De unde, frate? Că m-a ales atunci când e cald. De enorm mi-a picat telefonul. Boing! Când să filmez. Hai că mă duc să mai iau una alta pentru casă. Din marketul de pe lume, supermarket. Și am zis să vă iau cu mine, să mai stăm la o vrăjeală. Auzi, ultima fază. Știți ce înseamnă metoda accidentul, nu? Metoda accidentul sună cât un vagabond ăsta, de obicei pușcăriaș. Și sperie pe bătrâni. Ia numele la întâmplare și din 20-30 de numere, 40-100, pune unul botul. Îi sperie pe bătrâni. Le spune, bă, fiul tău a avut accident. Pula mea, trimite bani în contul cu tare, știi? Și omul, dacă nu știe despre ce e vorba, omul nu e instruit. Hai că se vede mai bine așa. Omul nu e instruit, săracul pune botul al bătrânului. Și trimite lui a bani, la bagaont. În contul lui. Și ăsta câștigă bani. De pe urma oamenilor nevinovați. Sunt sigur că ați auzit de ea, că e veche. Ei, fiți atenți că ăștia acum au adaptat-o. Că am vorbit cu un prieten zilele trecute. Care lucrează în poliție și a zis, bă, spune-le și tu alor tăi. Și dacă tot faci vloguri, spune să știe și lumea. Cred că o să fac eu un clip despre asta. Și pe canalul principal, pe Oli TV. Că pe ăla mergem spre 8.000 de oameni. 7.000 și nu mai știu cât, peste 7.500 oricum. Și acolo am mai multă vizibilitate și pot să vadă mai mulți. Dar am zis să fac două cuvinte și pe canalul ăsta. Bă, fraților, dacă aveți rude în vârstă, părinți, bunici,
Și sună vagabonți ăștia și le zic, bă, sunt fiul tu, sunt nepotul tu, sunt nu știu cine și am COVID, se face că tușește în spital. Dar parcă nu-i vocea ta, păi nu-i vocea mea, că sunt în spital, sunt răgușit, am COVID. Trimite și mie niște bani să mă tratez. 2-300 de euro, 5.000, 7.000. Depinde cât cere vagabondul. Asta e ideea. Spuneți-le fraților alor bătrâni pe care îi aveți să nu o pice în plasa ăstora. Să nu pună botul la vrăjeala lor. Că sună. Sunt diferiți șmecherași de ăștia puși pe prostii lumea și fac treaba asta, să nu credeți că le e rușine. Că nu le e. Vă garantez eu. Garantat nu le e rușine. Tot ce vor ei e să facă un ban ușor, rapid. Și dacă banul ăsta se poate face prostin repede un bătrân, n-au ei conștiință cât să le pese. Îl arde pe bătrân imediat. Așa că ziceți-le că în special ăștia bătrâni sunt victimele la... sunt victimele golanilor ăstora. Ziceți-le tuturor, ai mă răbdare, că până nu parchezi-o n-ai cum să treci oricum. Iau termă mâncați așa. N-ai răbdare, du-te în gură și pe tine. Moare mă să grăbește, unde morților s-au grăbit toți? Ha? Ziceți-mi și mie. Când a fost lockdown, ia fiți atent la asta, mă. Bă, dai disperat, mă, mâncați așa. Se mută Oșanul din drum, mă. M-am săturat de oameni prost să-mi bat pula. Se muta Oșanul din drum, mă, trebuia să alerge el. A parcat la 2 cm de mine, disperat de ăsta. Creie zero, tati. Nu o le mai zic nimic. Dacă îmi văd prostie, n-am nicio problemă, dar să nu văd prostie de aia de depășește limita. Că dacă depășește limita, atunci o problemă pentru mine. Ca să închei, avertizați-vă bunicii, părinții și pe toți bătrânii din familie și prieteni cunoscuți să facă și ei treaba asta. Ca să scape de o grijă, să scape de țapa astora, da? Să nu ia țapă prin metoda COVID. Vă salută fratele cel solid. Mă duc la cumpărături pentru familie și vorbim mai încolo. Toate cele bune!